Bun găsit! Astăzi aflăm tot ce este necesar să știm despre demență. Este o boală a vârstnicilor care iese la iveală, mai ales acum în pandemie. Din păcate, bătrânii care se infectează cu COVID suferă și mai mult după vindecare în caz că sunt diagnosticați și cu demență. De la ce apare și dacă se vindecă această boală, aflăm de la neurologul Răzvan Radu. Domnule doctor, aș vrea să vorbim despre demența vasculară. Ce este această afecțiune? Bun, haideți să definim puțin ce înseamnă demența. Demența presupune că un om ajunge la un anumit nivel intelectual al funcției cognitive la un moment dat în viață, iar acel nivel la un moment dat începe să scadă. El poate să scadă de la 30 de ani sau poate să scadă și scade cel mai frecvent la vârste înaintate. Demența vasculară e o categorie aparte și anume orice demență are un substrat vascular, adică are o parte care este datorată nefuncționării cum trebuie a vaselor de sânge de la nivel cerebral, astfel încât a preveni contribuția vasculară la oricare dintre demențele pe care noi le știm este singurul factor de prevenție al acestei boli cu un prognostic teribil, din păcate, pentru că nu avem niciun tratament pentru el. Am înțeles. Bun, păi și care sunt simptomele, dacă spuneți că le putem confunda și cu alte afecțiuni? În primul rând le putem confunda, demența este o patologie care se instalează insidios. Ea poate fi confundată între ele, diferite forme de demență. Bineînțeles că există investigații sofisticate care ne ajută să punem un diagnostic corect. Principalele simptome sunt acele ale unui om care nu mai face față activităților sale zilnice. Deci dacă noi, bunicii noștri, să zicem, mergeau, își plăteau facturile, mergeau și își făceau piața, mergeau la cumpărături, dintr-o dată aflăm că bunica nu mai iese din casă. De ce nu mai iese din casă? E frică sau nu mai se descurcă sau fac tot mai greu sau nu mai găsesc drumul spre casă. E exact aceeași problemă de a te orienta în spațiu. Bun, și deci nu există un tratament, adică nu ne vindecăm, dar putem să ducem o viață cât de cât mai normală cu niște medicamente sau în vreun fel? Există un număr de medicamente care se adresează predilect bolii Alzheimer, adică formelor de Alzheimer destul de clare, care ceea ce fac aceste medicamente reduc în mare parte progresia simptomelor. Ele nu schimbă evoluția bolii. Nu se înțelege că această reducere a perioadei, această creștere a perioadei în care pacientul funcționează înseamnă că dacă am greșit și nu m-am dus la doctor și am tratat pacientul peste 2 ani, sunt de vină că mama sau tata merge rău din cauza asta. Nici de cum. Legătură. Cu cât tratăm mai bine diabetul, cu cât tratăm mai bine colesterolul, cu cât tratăm mai bine tensiunea și în general mâncăm fără sare și facem toate lucrurile care țin de o viață, cu atât prevenim sau încetinim dezvoltarea oricărei fel de demențe cu predilecția acelei pe care noi o denumim vasculară, care se caracterizează prin mai multe accidente vasculare cerebrale, prin mai multe leziuni caracteristice. Deci este o boală a vârstnicilor. În mare parte, da, este o boală a vârstnicilor. Nu pot să nu ating și acest subiect al coronavirusului, pentru că suntem în pandemie. S-ar fi spus că după ce ne vindecăm de coronavirus, ar putea ca acest virus să declanșeze o demență. E adevărat, nu e adevărat? Sau ce se întâmplă, de fapt, cu oamenii care, după ce se vindecă, vârstnicii, descoperă această afecțiune? Sunt mulți pacienți care ajung în spital cu coronavirus și care, de fapt, aveau o demență anterioară, o formă ușoară, îi spunem noi, adică o formă în care el o compensa cât de cât. După ce stai în spital, acea formă se poate deteriora în spital și să faci un sindrom confuzional cumplit în care să nu se înțeleagă familia cu tine la telefon, să nu te înțelegi cu doctorii, să îți fie foarte rău. Ulterior îți revii progresiv, dar nu mai atingi nivelul la care erai înainte. Acest lucru se poate întâmpla cu coronavirus, dar se poate întâmpla și la o fractură de șold, se poate întâmpla și dacă avem o operație de colecistită la 80 de ani. Adică nu e o chestiune caracteristică coronavirus. Și sunt pacienți care fac un delirium în spital pentru că aveau o deteriorare cognitivă ușoară în antecedente. Asta da, și n-a fost diagnosticată. Care n-a fost diagnosticată, pacienții ăștia cumva
odată din cauza acestui coronavirus, au un risc și mai mare să meargă rău. Pentru că dacă înainte principalul lucru de suport era că mai venea cineva din familie și venea la el când era în spital și intra și stătea cu el. Da, acum nu mai avem acum, voie. Din cauza acestei probleme, nu mai ai nici măcar acel suport. Și vă dați seama, pentru un pacient de 80 de ani, 85 de ani, cu o ușoară care nu își prea dă el seama exact ce se întâmplă, cum se întâmplă, dintr-o dată se trezește într-un salon, vin niște oameni mascați la el, îi vede pur și simplu cu mască, cu niște combinezoane, nu înțelege nimic din ce se întâmplă, automat toate lucrurile vor fi mult mai rele pentru acești pacienți. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Cu mare plăcere. Ne revedem și mâine, să aveți o zi frumoasă.